Așa, în temniță grea, rechizitorul ăsta mi l-a făcut un procuror foarte aspru. Auzi, domnule, unde am ținut lui? Uite pe cine am ținut eu la sânul nostru, aici, pe malul Moldovei. Așa, o relație acolo. Poetic. Poetic. Uite, și trebuie să-i dăm o pedeapsă exemplară. 12 ani în temniță grea. Bine, domnule. Să fie cu mine. Da. Și când a fost condamnarea asta, Băbudescu era grupul ăsta celălalt, că erau 25, cât o condamnare? 5, 7, 4. A scăpat cu mine, numai unul a murit săracul. L-am pe suflet. Și am luat-o, în sfârșit, urcușul ăsta a temniții, a condamnărilor rele. Și, în sfârșit, era frumos la Suceava, cât am stat vreo 14 luni, a fost centru de anchetă în nordul Moldovei. Anchetele acestea ale pușcărilor care îi spuneau, nordul Moldovei Suceava, sudul Moldovei Galațu, și era puternicul centru să fie de așa întâlnirea dosarilor și la București. Dar cel mai puternic, oricum, zone și condamnări a fost în pușcările astea. După 12 luni de anchetă, care începe pe la ora 5-6, veneau anchetatorii răniți, băuți și nemaipomeniți de sălbatici. Îl începea, în alături de pușcăria Sucevii, era și târgul de animale de vite, acolo se vindeau. S-au pus o muzică, domnule, o muzică puternică. Muzică militară, cam cum ar fi astăzi manelele. Și cântau, doamne, și strigau. Să nu se audă țipete, răgnitele din începutul anchetelor, de pușcărie. Și vă băteau pe muzică. Și te bătea, doamne, când intrai în camera de anchetă, era sângele, fără exagerare, domnule, era sângele pe pereți. Când ajungea să te bată, în sfârșit, într-o stare atât de sălbatică, și mai până la varga metalică. Asta era o beată mamă care nu și-a divulgat fișorul vreo două luni de zile. O mamă care este orice lege în afară, cu o mamă trebuie să-și ogoptească fiul, doamne. A ținut-o, în sfârșit, în ace, a înfipt ace în sânul ei. Mamele, vreo 4-5 zile până s-a infectat, toate, în sfârșit, cele în urmă, a scos-o de acolo. După ce ia degetele, în sfârșit, la ușă strânsă, vine și a dat sufletul săraca, trecut la Domnul, în chinurile zile, două luni. E bine, cântau ăștia ca nebuni acolo. Și aici se răchinea și se face cel mai mare urgii. Dacă s-a ajuns în pometare ce extraordinară care exista acolo să-i mănânce cățelul directul în cușcării, s-a dispărut cățelul, gata, grasul, cățelul frumos, și
În două minute nu a rămas din el nimic. Nici nu l-a mai încălzit pe foc. Așa loc. Și condamnările cele mai mari pe care le-au dat Iașu au fost de către tribunalul militar care au condamnat și pe comuniști. În 1940, aceeași indiviză. Pe bază și unul, aceeași indiviză. Aceeași colonie, aceeași magistrat. Și i-au adus aici la condamnarea legionarilor. Iar căutând ei acum să-și reabiliteze toate, a găsit momentul prietnic să reabiliteze față de comuniști, care a condamnat și pe comuniști și pe legionari. Același timp. Au dat și condamnări, 10 ani era o mică, toate jucării. 10, 15, 20, 25. Am mers așa vreo 2 săptămâni cu condamnările astea. Tribunalul venea într-o cămăruță acolo, cum se stăm noi acum, intrai singur, n-aveai un avocat, și că asta era cu, așa, din partea individului, nu vorbea nimic și să grăiască. Cui să ia apărarea? Dacă le-au apărarea cu adevărat, rămânea cu tine. Așa, s-au văzut în București, păi ce faci mai acolo? Ia, mai reduci condamnările. Și-a încetat vreo 2 săptămâni până s-au căzut de acord. Apoi iarăși a reluat, ca în cel din urmă, să fie atașat la aceeași vagon de plecare și complet dezlegat. Am mers cu noi până la Ploiești. Și de acolo am despărțit. Eu am plecat ușor, nu-i-va? Noi am plecat spre București. Iată cum mă răsplătesc, știi? Cum plătesc. Așa situațiile astea și cum îl folosesc pe om. Așa încât nu au fost întrebați de occidentali și cu condamnări și cu deținuți politici. Păi da, nu noi, domnule, între ei sau... Între ei. Uite, complet de legată de la Iași, la mine, 41, 41, 40, uite. Ei s-au condamnat. Noi nu facem decât să-i apărăm, de, cum vă spuneam aseară, de furia poporului. Și până acolo am mers. Înainte a plecat din Aiud, din Suceava, noaptea, mă găsesc cuiva într-o clădire enormă. Un întuneric peznă, mai mult de un întuneric de mină. L-ați zis că un întuneric de mină e altul decât cel care este la suprafață. Acolo când s-a stins lamba asta de minier, nu mai poți face un pas. S-a terminat, nu mai ai nimic. Așa era întunericul ăsta în care am visat eu. Dar în dreapta univa, în fund, un beculeț. Așa cum semnalează aici aparatul ăsta. Da, le-am povestit, băiețe, băi, o zici, am avut de oasă, nu am fiu imagine. Deci, visul de noapte, visul de noapte și unul așa zic. Adică, la doua zi, împachetarea noastră și direct, greu, o dubă de pildă care încăpeau 80 de inși, au băgat 140 de inși. Au murit doi,
Unul a fost aruncat afară când treceam prin Ilva Mică, vezi. Treceam din Bucovina spre Ardeal. Am ajuns acolo, amețiți, nu ne mai țineam pe picioare, însetați. Numai prin susuieli, gardieni, vițieni. Trei dreapta, stânga, vine cu aici, trei din aici, din nou. A luat un grup, unii 5, 6, 7 picelule. Legați la ochi, un caraliu. A luat pe primul să vă țineți unul de altul. Și ajungem la un etaj, cine știe ce etaj. Am aflat pe la etajul 3. Dragul meu, când mi-a luat, a început repartizarea la celule. Când mă uit în dreapta, în fund undeva, becușorul ăsta care m-a aștepta acolo. Da. Mă ia unul din brațul drept și banditul la bec. Întuneric mergeam pe... Mă zic, acum mă duc undeva într-o scăldătoare pe aici. Și până la becul ăla am ajuns, a venit un... Așa, strejdele așa, zrag, bang. Intră aici. Acolo. Se ridică din o priște acolo, un bărbat, înalt, slab, ochii așa bunul capului. Vicea la pat văduc, un bătrânior, așa la nebărbirit, pricăjit, săracul. Era generalul Arbore, primul din ei, și dincolo ministrul Mareș, ministrul comunicațiilor. Dar curioși amândoi m-au luat la întrebări, n-am mai dormit, era pe la ora 3, până la 7, n-am mai dormit. Băi, cine-o fi ăștia? Treaba lor, da? Trebuie să comunicăm. Așa mi-a zis. De-aia am văzut că sunt... Când s-a ridicat, domnule, când s-a ridicat ca mașa să-și pună în pantaloni, așa s-a ridicat, era amestecat cu pielea. Portă al generalului Albert era un om foarte uric, solid. O burtă pronunțată, așa, slăbiți acum, de-ar așa ca un șorț, pielea, la burtă. Domnule, că l-am văzut așa, mi-a făcut cruci și stăteau de 3 ani în celulă, condamnați în primul lot de ofițeri criminali de război. Ei și-au urmat viața însuși din celulă. Să pui pe mare să vezi statul nostru. Generalul mă știa. Asta era însuși.